Această seară avem harul deosebit de a sta împreună la masa Domnului și am vrea ca să ne uităm împreună în cuvântul Domnului și să vedem puțin din importanța, din semnificația și din implicațiile cinei Domnului, ca să ne apropiem de masa Domnului în cunoștință de cauză, să ne apropiem de masa Domnului știind la ceea ce luăm parte. Din păcate, acest simbol, această rânduială deosebit de importantă în creștinătate este așa de des săvârșită fără ca cei implicați ca să cunoască importanța ei, semnificația ei, să cunoască la ceea ce iau parte. Este important să înțelegem, scopul ei, să înțelegem semnificația ei și implicațiile ei pentru noi ca și indivizi și ca și biserică. De aceea, în această seară, vreau să privim la șapte aspecte din semnificația și implicațiile cinei Domnului pentru noi, după care vom avea și un moment de rugăciune și ne vom apropia de masa Domnului împreună. În primul rând, Apostolul Pavel ne arată în 1 Corinteni 11 cu 24 că cina Domnului este o amintire a Evangheliei. O amintire a ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. El citează și spune: acesta este trupul meu pentru voi, să faceți lucrul acesta în amintirea mea sau spre pomenirea mea, dacă vrem să folosim versiunea Dumitru Cornilescu. Avem nevoie ca să ne amintim de Evanghelie, să ne amintim ce este Evanghelia. Sunt așa de mulți oameni care participă la cina Domnului și nici măcar nu cunosc Evanghelia. Cu atât mai puțin să-și amintească de Evanghelie. Dar și noi care cunoaștem Evanghelia, și noi care ne-am asumat Evanghelia, și noi care ne-am însușit, și noi care avem credință veritabilă în jertfa Domnului Iisus Hristos, în moartea și învierea Lui pentru iertarea păcatelor noastre, avem nevoie ca să ne amintim din nou și din nou și din nou despre Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Evanghelia nu este abecedarul creștinismului și după aia trecem la lucrurile avansate. Evanghelia nu este ceva care am învățat-o odată și după aia nu mai avem nevoie de ea. Evanghelia nu este ceea ce trebuie să recităm la catecheză înainte de botez și după aia nu mai ne este de folos. Evanghelia este totul pentru noi ca și creștini. Este vestea bună care ne spune cum suntem puși într-o relație corectă cu Dumnezeu. Cum un om păcătos, un om care a greșit înaintea lui Dumnezeu, care a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, un om care merită ca să fie strivit de Dumnezeu, un om care merită ca să primească pedeapsa eternă din partea lui Dumnezeu. Cum acest om poate fi restaurat într-o relație corectă cu Dumnezeu, într-o relație de părtășie cu Dumnezeu? Și este aceeași Evanghelie care ne ghidează, care ne împuternicește pe această călătorie a credinței din fiecare zi. Avem nevoie să ne amintim de Evanghelie în fiecare clipă din viața noastră. Nu există un moment care să nu necesite Evanghelia. Da, acasă, vii acasă la servici și așa cum se întâmplă câteodată la noi în casă, la dumneavoastră cu siguranță se întâmplă niciodată, începe o altercație cu soțul sau cu soția. Pe o chestie banală. Da? Drag, ai zis că o să scoți gunoi afară dimineață înainte să pleci la muncă și nu l-ai scos. Și acolo, pac, izbucnește dintr-o dată, da? Am văzut la un moment dat pe Facebook, erau, știi că sunt acele desene, și era una despre bărbați și spunea, bărbații ziceau: dragi femei, noi suntem bărbați, dacă ne-ați spus odată un lucru, nu trebuie să ne tot amintiți tot la 6 luni. O să-l facem. Adevărul este că uităm. Și câteodată uităm o chestie care am promis că o să o facem, da? Sau poate că n-am promis și doar și-a închipuit soția. Da? Se mai întâmplă și asta. Și începe o altercație. Și altercația aceea izbucnește. Și începe o ceartă. Și niciunul nu este dispus să lase de la el. Niciunul nu este dispus ca să ierte. Niciunul nu este dispus să facă un sacrificiu. De ce ai nevoie în acel moment?
Ai nevoie de un program în 7 pași pentru o relație mai bună între tine și soțul tău? Ai nevoie de o anumită filosofie postmodernistă, New Age? Cum să fii mai zen? Nu! Ai nevoie de Evanghelie. Ai nevoie în acel moment să-ți amintești că tu ești un păcătos, că tu ești un om care a greșit înaintea lui Dumnezeu și ai fost iertat, nu în meritul tău, nu din cauza că ești mai bun, nu din cauza că ești mai special, și pur și simplu prin harul lui Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ai fost iertat fără ca să meriți, fără ca tu să faci primul pas, fără ca tu să ai inițiativa. Și lucrul acesta va transforma radical inclusiv acel incident în care tu stai față în față cu soțul tău sau cu soția ta, în care ți s-a fost greșit, poate, și nu poți afla în tine vreo motivație ca să te porți cu har, ca să te porți cu dragoste, ca să te porți cu iertare. În momentul acela, Evanghelia va transforma radical viața ta. Evanghelia va transforma radical fiecare moment din viața ta. Va schimba gândirea ta. Va schimba gândirea ta în viața de zi cu zi, la servici și în biserică. Evanghelia este esențială pentru viețile noastre și ocazia aceasta să ne amintim Evanghelia este cu atât mai deosebită, pentru că atunci când Scriptura, al Noul Testament, ne lasă instrumente prin care să ne amintim Evanghelia, în mare parte toate instrumentele sunt verbale. Țin de cuvânt și de proclamarea cuvântului. Tot ceea ce facem noi aici este centrat în cuvânt. Noi vrem ca să ne rugăm după cuvântul lui Dumnezeu, noi vrem ca să cântăm după cuvântul lui Dumnezeu, noi vrem ca să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu. Cina Domnului și botezul sunt două instanțe speciale în Noul Legământ, unde Dumnezeu vrea să ne comunice în mod vizual. V-ați gândit vreodată la asta? Totul este verbal, totul este scris și avem aceste două rânduieli, aceste două simboluri lăsate în Noul Legământ prin care Dumnezeu vrea să ne comunice vizual. Să privim la ceea ce se întâmplă, să privim la elementele care sunt în fața noastră, să privim la activitatea care se desfășoară și să fim afectați vizual, să fim transportați prin mințile noastre, prin ochii noștri, prin gândirea noastră și să ne gândim că ceea ce noi parcurgem aici reprezintă ceva mult mai profund. Reprezintă trupul și sângele Domnului Iisus Hristos care a fost străpuns și care a curs pentru iertarea păcatelor celor ce se încred în El. Este deosebit felul în care suntem chemați să ne reamintim Evanghelia în mod vizual în această seară. Să privim la aceste elemente, să punem mâna pe aceste elemente, să gustăm din aceste elemente și să ne amintim despre Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Despre iertarea păcatelor prin sângele și trupul Lui, care am primit-o în dar. Să ne amintim despre Cel care a stat în locul nostru și a plătit pedeapsa care se cuvinea ca noi să plătim. Moartea care se cuvinea ca noi să o suferim. Mânia lui Dumnezeu care se cuvine să revarse peste noi s-a revărsat peste El. 2. Cina Domnului nu este doar o amintire personală sau comunitară a Evangheliei, dar este mai mult decât atât, este o proclamare a Evangheliei. O proclamare a Evangheliei. 1 Corinteni 11:26. După ce noi ne-am amintit, după ce noi avem o privire proaspătă asupra Evangheliei, Apostolul Pavel ne spune că trebuie ca să proclamăm Evanghelia prin această activitate, prin acest simbol. Căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, vestiți moartea Domnului până va veni El. Avem scopul de a ne aminti despre Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și avem scopul de a proclama Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos prin tot ceea ce facem aici. Din nou, este un moment deosebit prin care împreună putem proclama, non-verbal chiar, non-verbal chiar, despre Evanghelia prin care am fost răscumpărați. Este un tablou deosebit de minunat. Atunci când oameni din diferite sfere sociale, din diferite nivele de educații, din diferite background-uri culturale, din tot felul de soiuri, vin într-o adunare și împreună, în unison,
proclamă prin acest simbol minunat că suntem mântuiți, răscumpărați și facem parte toți împreună din trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Este ceva absolut minunat. Să vezi oameni din tot felul de meserii, să vezi oameni cu tot felul de inclinații, cu tot felul de hobby-uri, cu tot felul de preferințe, măcar pentru un moment, au totul în comun. Măcar pentru un moment transmit acest mesaj că nimic nu este mai important, nimic nu ne unește mai mult și nimic nu ne-ar putea separa de la această unitate. Pentru că suntem uniți, avem o mântuire de obște, s-a plătit același preț pentru noi. Este un lucru așa de trist. De exemplu că la noi în țară există o segregare, încă o separare încă în mijlocul credincioșilor. De exemplu că la noi în oraș, chiar, credincioșii romi nu se închină cu credincioșii români, este o blasfemie. Este o anti-evanghelie. Ca să faci biserici etnice unde să predică în aceeași limbă, unde să închină în aceeași limbă, când Evanghelia ne spune că nu mai există nici iudeu, nici grec, nici bărbat, nici femeie, nici sclav, nici liber. Sau să faci biserici după preferință. Mie îmi place muzica rock. Da? Ție îți place muzica country. Ție îți place muzica clasică. Facem o biserică pentru muzica de rocker, facem o biserică pentru cei cu country, facem o biserică pentru cei cu Beethoven. Este anti-evanghelic lucrul acesta ca să separ biserica lui Hristos pe preferințe. Sau să o separ pe vârste. Ai un program pentru cei mai tineri, ai un program pentru cei mai bătrâni. Ai o biserică pentru cei mai bătrâni care preferă anumite lucruri mai bătrânești și o altă biserică pentru cei mai tineri care au mai multă energie. Evanghelia ne unește dincolo de preferințele noastre. Evanghelia ne aduce la oaltă dincolo de dorințele noastre. Pentru că noi proclamăm acum la masa Domnului că ceea ce dorim cel mai mult este să gustăm din Domnul nostru Iisus Hristos. Ceea ce ne unește pe noi cel mai mult este ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Nu ceea ce preferăm noi, nu ceea ce ne dorim noi. Este un tablou minunat al unității care avem în Domnul Iisus Hristos și o proclamare pentru lumea de afară, vizibilă, care se întreabă ce îi aduce la oaltă pe acești oameni, ce îi strânge la oaltă pe acești oameni care n-au absolut nimic în comun. Și răspunsul care se poate auzi și se poate vedea în acest simbol este Domnul nostru Iisus Hristos care a murit și a răscumpărat pe fiecare dintre acești oameni. Este o proclamare extraordinară pentru cei care participă în mijlocul nostru. Și în acele momente, când ne apropiem de cina Domnului, li se spune, prietene, îmi pare rău, dar la masa Domnului stau doar copiii Domnului. Ești binevenit să privești, ești binevenit ca să vezi proclamarea Evangheliei, dar dacă n-ai fost răscumpărat și dacă nu ți-ai pus credința în Domnul nostru Iisus Hristos, te rugăm să iai loc. Este un mesaj deosebit de puternic. Ca să fii într-o biserică, bănuiesc. Mi-amintesc când eram copil. Ca să fii într-o biserică și să spune să stai jos. Și să privești la mulțimea din jurul tău care participă în unitate, împreună și îți transmite un mesaj deosebit de puternic că tu nu faci parte. Că tu nu faci parte. V-am mai spus, cred că această întâmplare, când eram copil, eram foarte apropiat și acum sunt foarte apropiat de familia fratelui Filip Dincă, care este păstor la o biserică baptistă de americani și un bun colaborator cu tatăl meu. Și petreceam foarte mult timp împreună și era un om care avea casa lui deschisă, mai ales pentru frați. Dar odată pe săptămână aveau un moment special de părtășie, de închinare, doar ei în familie. Doar ei. Doar copiii, părinții, nimeni din afară. Nimeni din afară. Și eu, care eram foarte apropiat și mă simțeam ca unul din familie, am nimerit la ei acasă într-o seară în care ei aveau acest moment special. Și zice, mi-a spus fratele Filip, Mihai, du-te acasă, te așteptăm mâine. Și m-am simțit extrem de ofensat. Extrem de șocat. Băi, eu sunt aici în fiecare zi. Mâncăm împreună. Ne jucăm cu copiii împreună. Vin la voi la biserică de multe ori. Voi veniți la noi la biserică. Mesajul a fost foarte clar. Te iubim, dar nu faci parte din familie.
Mesajul pentru cei care veți sta jos în această seară este foarte clar. Vă iubim, dar nu faceți parte din familie. Și dacă nu se rezolvă această problemă a aparținerii în familiei Domnului Iisus Hristos pentru voi, dacă nu se rezolvă această problemă a iertarea păcatelor prin jertfa Domnului Iisus Hristos, deși vă iubim, această stare de separare va fi una veșnică. Și lucrul acesta ne îndurerează deosebit de mult. De aceea, în această seară, verbal și non-verbal, vrem să proclamăm Evanghelia și să știți că există iertare doar în jertfa Domnului Iisus Hristos. Că aveți nevoie ca păcatele voastre să fie ispășite, să fie iertate prin sângele Mântuitorului nostru, prin sângele Dumnezeului întrupat, care a trăit o viață desăvârșită și care s-a jertfit pentru ca toți cei ce se încred în El să fie iertați de păcatele lor și să primească în dar viața Lui desăvârșită, neprihănirea Lui. El a devenit pentru noi blestem, păcat, ca noi să devenim prin credință neprihănirea Lui Dumnezeu. Asta este Evanghelia care suntem chemați în această seară să ne amintim de ea, cei care suntem credincioși, și să o proclamăm celor din mijlocul nostru, celor din afară și martorilor văzuți și nevăzuți. Să știți că dacă am putea ca să tragem pentru un moment perdeaua între lumea fizică și lumea spirituală, cortina care într-un fel separă cele două lumi, am putea vedea că pentru lumea spirituală ceea ce noi facem aici, pentru Satan și pentru delegații lui, ceea ce noi facem aici în această seară este o declarație de război. Satan privește și vede că noi declarăm public, în unison, că Mântuitorul nostru a câștigat războiul. Că noi vom lupta până la capăt împuterniciți de puterea Duhului Sfânt și de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și că această bătălie este câștigată. În aceste momente, în această seară, când noi ne vom împărtăși simbolic din trupul și din sângele Domnului Iisus Hristos, cerul va fi în unison cu noi, în bucurie, și iadul va fierbe de nervi când va vedea cum noi ne bucurăm de biruința sigură a Domnului nostru Iisus Hristos. Este un moment care transcende înțelegerea noastră. Nu este irațional ceea ce se petrece, este într-adevăr suprarațional, dincolo de rațiune. Ai nevoie de ochii credinței ca să poți percepe și înțelege ceea ce se întâmplă în această seară. 3. Al treilea rând, cina Domnului pentru credincios este o hrană spirituală. Noi, în mod real, dar simbolic, în mod spiritual și nu fizic, ne hrănim din trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Ne hrănim din jertfa Lui, ne alimentăm din jertfa Lui în viețile noastre. În Ioan 6:35, Domnul Iisus Hristos spune în felul următor: Eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Nu e așa că ne-am putea descrie fiecare dintre noi ca și flămânzi, ca și însetați? Nu e așa că oricât consumăm din această viață, tot flămânzi rămânem, tot însetați, tot mai vrem ceva, tot nu este suficient? Și există o sete în fiecare dintre noi și o foame în fiecare dintre noi. Există ceva în noi care lipsește. Și încercăm ca să ne stâmpărăm această sete cu lucrurile acestei lumi, cu carierile noastre, cu prietenii noștri, cu activitățile noastre, cu hobby-urile noastre, cu joburile noastre, cu familiile noastre. Și parcă pentru un moment funcționează și după aia iară simțim această sete. Și iară nu este suficient. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să trăiască împărtășie cu Dumnezeu. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să fie deplin, îndeplinit doar în Dumnezeu. Această sete, acest gând spre ceva care transcende, este pus în noi de Dumnezeul care ne-a creat. Și singurul lucru care poate ca să elimine această foame este să mănânci, să guști din bunătatea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune că El este pâinea vieții. El este Cel care dă viață veșnică. El este Cel care stâmpără orice sete. Mai încolo, în capitolul 6, versetul 53, spune în felul următor: Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, nu aveți viață în voi înșivă. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu
are viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă, căci trupul meu este o adevărată hrană, sau este cu adevărat hrană. Domnul Iisus Hristos nu vrea să spună că fizic să mâncăm din el, ci că în mod desăvârșit, hrana care o primim din jertfa Domnului Iisus Hristos este mai adevărată hrană decât hrana care o primim din pâine. Iar sângele meu este o adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine, iar eu rămân în el. Așa cum Tatăl cel viu m-a trimis, iar eu trăiesc datorită Tatălui, tot astfel și cel ce mănâncă pe mine va trăi datorită mie. Aceasta este pâinea care a coborât din cer, nu ca cea pe care au mâncat-o strămoșii voștri, care totuși au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. Acum, deschideți cu mine, dacă vreți, în Matei 26 și vedeți felul în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre cina Domnului. Urmăriți paralelul care se face între aceste două aspecte. Trupul lui care trebuie ca să fie mâncat, sângele lui care trebuie să fie băut și care le ascultau, îl acuzau de canibalism. Și omul acesta este nebun. Cum să mâncăm din el? Cum să bem din el? Și nu înțelegeau că el vorbea despre jertfa lui și despre credința în el. A venit la Domnul Iisus Hristos înseamnă a crede în el. A bea din sângele lui și a mânca din trupul lui înseamnă a fi satisfăcut de el. A spune toată nădejdea și toată credința în el. Priviți acum în Matei 26 ce spune Domnul Iisus de la versetul 26. În timp ce mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, aceasta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a adus mulțumiri, l-a dat ucenicilor zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu vom mai bea din acest rod al viței până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Vezi paralelul care se face. Domnul Iisus Hristos a propovăduit în Ioan 6, de-a lungul lucrării lui, că trebuie să gustăm din el. Trebuie să mâncăm din el. Și în Matei 26, la instaurarea cinei Domnului, ne arată că se referă la împărtășirea aceasta duhovnicească în jertfa lui, în noul legământ. Ceea ce noi facem în această seară, prin puterea Duhului Sfânt, în mod supranatural, nu este doar un simbol. În teologia baptistă, penticostală și așa mai departe, evanghelică clasică, din păcate cina Domnului a fost redusă doar la un simbol. Mimăm ceva. Mimăm ceva, dar nu se întâmplă nimic. Nu este vreun aspect supranatural. În cealaltă parte a spectrului există aspectul sacramental. De exemplu, la catolici sau la ortodoxi, unde este un sacrament. Ce înseamnă un sacrament? Un sacrament este un act care conferă har. Prin simplu fapt că se întâmplă, harul este transferat. Echilibrul biblic este undeva încă, între. Ceea ce noi facem aici nu este doar un simbol, în sensul că nu doar mimăm ceva și nu are niciun efect, și în același timp nu este un sacrament, în sensul că doar pentru simplu fapt că îl faci, sau pentru simplu fapt că ești aici, se transferă sau se conferă un har. Ceea ce este, este o hrănire în mod supranatural, prin acest instrument al Harului, prin credință și prin lucrarea Duhului Sfânt. Participarea ta la cina Domnului te hrănește din jertfa Domnului Iisus Hristos. Te încarcă din jertfa Lui pentru viața ta. Lucrul acesta este o taină. Lucrul acesta este ceva care este într-un fel misterios și într-un fel cât se poate de simplu. Dacă în această seară ești aici și cu credință vei participa la cina Domnului, îți vei aminti despre jertfa Domnului Iisus Hristos, vei proclama jertfa Domnului Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt în viața ta te vei hrăni din jertfa Domnului Iisus Hristos. Vei merge acasă împuternicit. Vei merge acasă cu credința ta întărită. Vei merge acasă mângâiat. Vei merge acasă hrănit. Pentru că cele mai mari nevoi ale tale de părtășie cu Dumnezeu, de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, sunt îndeplinite prin acest act în care îți amintești că vrășmășia între tine și Dumnezeu s-a terminat. Nu pentru că tu ai făcut ceva, nu pentru că tu ai meritat, ci pentru că Domnul Iisus Hristos
a coborât din cer și a urcat pe cruce și a vărsat sânge pentru tine. Ceea ce se întâmplă aici este ceva miraculos pentru cei care se încred în Domnul nostru Iisus Hristos. 4. Cina Domnului definește perimetrul comunității evanghelice. Dacă rețineți, în studiul nostru despre biserică, am învățat împreună că botezul în apă, este poarta bisericii și cina Domnului este perimetrul sau gardul bisericii. La ce mă refer? Dacă vă uitați în Fapte 2, vedem cel mai palpabil acest lucru, felul în care se descrie inițierea sau înființarea comunității credincioșilor, a bisericii, și felul în care această biserică își decurge activitatea și își trăiește viața. În Fapte 2, după ce Apostolul Petru are acea cuvântare binecunoscută, după ce îi confruntă cu Evanghelia, îi condamnă pentru faptul că l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos și au respins pe Mesia, îi cheamă la pocăință și mulți dintre cei care ascultă acea predică răspund în credință și Luca ne spune în Fapte 2, la versetul 41, ce s-a întâmplat în acel moment. Și vedem două elemente importante. Versetul 41. Cei ce au primit cuvântul lui, cuvântul lui Petru, Evanghelia predicată, au fost botezați. Și ăsta e primul element. Toți cei care au auzit, toți cei care au crezut această Evanghelie au fost botezați. Ce s-a întâmplat? Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor au fost adăugate cam 3.000 de suflete. Da? Deci ei au crezut și prin botez au fost adăugat la numărul ucenicilor. Era un număr de ucenici, un număr care îl urmau pe Hristos. Numărul acesta se cunoștea. Și în momentul în care oamenii aceștia au proclamat credința lor în Domnul Iisus Hristos, prin botez s-au adăugat la această comunitate și au devenit biserica din Ierusalim. Și acest tipar se repetă de-a lungul istoriei până când, prin invenția umană, se strică și începem și botezăm copii. Se adaugă oameni așa, anapoda la biserica lui Hristos, între ghilimele biserica lui Hristos. De la început tiparul a fost acesta. Cine crede și se botează este mântuit și prin botezul în apă, nu se mântuie, ci prin botezul în apă declară apartenența sa față de Hristos. Declară intrarea lui în biserică. Botezul este poarta în biserica locală. Când cineva se convertește, când cineva se pocăiește, el declară public pocăința lui și cei care primesc mărturia lui, declară public despre el că el este un copil al lui Dumnezeu. Că el face parte din noi. El în momentul acela declară că a murit față de păcat, a murit față de lume și acum a înviat împreună cu Hristos. El nu mai face parte din lume, el face parte cu Hristos. El face parte împreună cu noi toți care suntem ascunși în Hristos. Asta este declarația care o face cineva și care o face o adunare împreună cu acel individ în momentul botezului. El ieșe din lume și intră în trupul lui Hristos. El ieșe de afară și intră în lăuntrul bisericii. Botezul este intrarea, este poarta în biserică. După aceea vedem că se descrie viața normativă, viața normală a bisericii. După ce s-au adăugat aceste 3.000 de suflete, ce fac ei? Viața lor normală este aceasta. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie și în frângerea pâinii și în rugăciune. Asta este viața normală, da? Viața normativă este stăruința în învățătura apostolilor și în împărtășia frățească. Bun, cine sunt aceștia? Cum știm de-a lungul anilor care sunt cei care stăruie în învățătura apostolilor și împărtășie? Care sunt cei care fac parte din biserică? Răspunsul este cina Domnului. Cina Domnului este cordonul roșu, este gardul care delimitează staulul, care demarchează cei care aparțin față de Hristos și cei care nu aparțin, care fac parte din comunitatea credincioșilor, care nu fac parte. Altfel spus, cei care în mod constant stăruiesc în prezența lor la biserică, fac parte dintr-o biserică locală, au intrat în biserică prin botez și rămân în acea biserică, prin cina Domnului declară din nou și din nou și din nou, noi suntem aceia. Noi suntem biserica lui Hristos. Noi suntem cei care am fost răscumpărați. Botezul se întâmplă odată, este o proclamare unică, o intrare unică în comunitatea credincioșilor,
Cina Domnului este o proclamare constantă. La noi este o dată pe lună, în alte biserici este mai frecvent, în altele este mai puțin frecvent. Dar de fiecare dată, când biserica se adună la oaltă să proclame acest adevăr, noi proclamăm unii despre alții. Noi suntem. Eu când iau cina Domnului împreună cu fratele Iuliu, eu spun despre el. El este copilul lui Dumnezeu, răscumpărat prin sângele lui Hristos, la fel ca și mine. Și el spune despre mine. Despre cei care stau jos, eu nu spun asta. Despre cei care sunt afară, eu nu știu. Nu pot spune asta. Noi proclamăm public unii despre alții că noi suntem cei care am fost adăugați bisericii și care facem parte din trupul lui Hristos. Ca tare, cina Domnului este perimetrul bisericii. Este perimetrul bisericii. Mai mult decât un catastif, mai mult decât un catalog al membrilor, cina Domnului este o reprezentare vizibilă a celor care fac parte din biserica locală și a celor care fac parte din Hristos. Un cuvânt scurt, o paranteză despre cina Domnului și membralitate. Pentru cei care nu sunteți membri și totuși luați cina Domnului împreună cu noi, să știți că suntem bucuroși de lucrul acesta. Dar dacă această realitate nu se schimbă în timp, este o problemă. Atunci când iei cina Domnului într-o biserică și nu ești membru în acea biserică, este o îngăduință din partea acelei biserici. Oamenii de acolo îți cred mărturisirea ta la valoare de față. Dar în momentul în care te duci și te duci și te duci, la un moment dat o biserică sănătoasă trebuie să spună: hei, stai un pic. A fost o îngăduință, o săptămână, două, trei, o lună, trei, cinci, șase, un an. Dar tu vii și spui despre noi și pretinzi ca noi să spunem despre tine că facem parte din același trup. Dar nu vrei să fii membru. Nu vrei să faci parte din familie. Nu vrei să-ți asumi responsabilitățile. Membralitatea și cina Domnului, a văzut în Fapte 2, merg mână în mână. Cei care au crezut și au fost botezați și au fost adăugați la această comunitate, aceia au stăruit în învățătură și în părtășie și în cina Domnului. Ideea de a încerca cumva să iei elementele, să faci parte din comuniunea bisericii, dar să nu faci parte din biserică, este absurd. Cina Domnului și membralitatea într-o biserică locală merg mână în mână. Acum, sunt cazuri în care cineva este în călătorie. Poate chiar în seara aceasta sunteți vizitatori la noi. Dacă sunteți cu adevărat credincioși, dacă v-ați cercetat după Scriptură, dacă sunteți în rânduială cu biserica locală, sunteți invitați să proclamați împreună cu noi mântuirea care avem în Domnul nostru Iisus Hristos. Dar dacă veniți și reveniți și reveniți și reveniți și nu ne întrebați de membralitate, o să vă întrebăm noi. Și la un moment dat să vă spunem: stați jos. Pentru că ne cereți să proclamăm ceva care noi nu știm despre tine. Nu știm cum te cheamă, nu știm de unde vii, nu știm ce crezi. Membralitatea și cina Domnului merg mână în mână. Cei ce au fost botezați și adăugați la comunitatea credincioșilor, aceia participau la părtășie și la cina Domnului. 5. Cina Domnului este o ocazie deosebită pentru cercetare. O ocazie deosebită pentru cercetare. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 11 cu 28: fiecare trebuie să cerceteze pe sine și abia apoi să mănânce pâinea și să bea paharul. Întrebarea este: ce anume este scopul cercetării? Ce ar trebui să cercetez în mod specific? De obicei, când se vorbește despre cercetare la cina Domnului, se încearcă așa un fel de ocazie pentru autoflagelare. Uite-te la tine și mărturisește-ți toate păcatele și asta e cel mai important. Și dacă ai făcut asta, atunci ești vrednic să vii la cina Domnului. Fals! Niciodată nu vei fi vrednic să vii la cina Domnului. Apostolul Pavel vrea să ne cercetăm despre ceva anume, despre ceva specific. Să vedem ce spune el în versetul 29. Pentru că acela care mănâncă și bea, fără să distingă trupul Domnului, mănâncă și bea judecata împotriva lui însuși. Ce înseamnă să distingi trupul Domnului? Da? Ce înseamnă să te raportezi corect la trupul Domnului? Că asta este problema. Apostolul Pavel spune că trebuie să te cercetezi pe tine și să vezi dacă te raportezi corect la trupul Domnului, dacă distingi trupul Domnului. Sunt două realități care cred că Apostolul Pavel vrea ca să le avem în considerare. Prima realitate este cea soteriologică, adică
Cum te raportezi tu la jertfa Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea ta? Crezi că ești mântuit doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Ai fost iertat datorită jertfei Lui? Sau nu? Dacă nu te raportezi corect față de trupul Domnului Iisus Hristos, care a fost jertfit, față de sângele Lui care a fost vărsat, nu ai ce căuta la cina Domnului. Nu contează din ce biserică faci parte, nu contează cine spune despre tine că ești membru. Dacă nu ai o credință adevărată, o credință mântuitoare, nu ai ce căuta la cina Domnului. A doua realitate este cea ecleziologică. Asta era problema la cei din Corinteni. Și anume, cum te raportezi tu față de comunitatea celor mântuiți? Cum te raportezi tu față de trupul lui Hristos adunat acolo, în orașul tău local? Care e relația ta cu ei? Ce făceau cei din Corint? Citiți mai cu grijă acasă. Ei se adunau la cina Domnului și spune Apostolul Pavel, pentru că erau așa de mândri și așa de nesătui, era cu neputință să participe la cina Domnului. Vineau, la ei era o cină mai frumoasă. Noi avem pizza după, ei se întâlneau și exact cum făceau la Paști Domnul Iisus Apostolii, stăteau și mâncau și povesteau și cântau și se rugau și la un moment dat, în decursul acelui eveniment, era un moment special desemnat pentru împărtășirea cu cina Domnului. Ce făceau ei? Veneau și aduceau platourile fiecare de acasă și în loc să le pună frumos pe masă și să stea și să discute și să-și amintească despre jertfa Domnului Iisus Hristos și să cânte și să mai ia câte o chiftea și să mai ia câte un șnițel și să mai bea câte un pahar de vin, venea omul cu platoul și îl punea: ăsta e a meu! Du-te de aici, măi, săracule! Ăsta e a meu! Eu am chiftele și șnițel și jumări, tu ai numai bucată de pită! Du-te de aici! De ce? Pentru că ei nu distingeau trupul lui Hristos. Ei nu înțelegeau că cel care vine cu o fărâmitură de pită este la fel de valoros ca și el cu platoul lui. Ei nu înțelegeau că Hristos a vărsat acela sânge pentru sărman ca și pentru bogat, pentru președinte ca și pentru unul de pe stradă. Că dacă înțelegeau lucrul acesta, lăsa și platoul lui și averile lui și toate și mergea acolo și se îmbrățișau împreună și spuneam: noi suntem răscumpărați în același preț. Astea toate sunt gunoaie. Pentru a participa la cina Domnului, trebuie să te raportezi corect la trupul lui Hristos în aceste două feluri. Adică, trebuie să înțelegi că doar prin jertfirea Domnului nostru Iisus Hristos poți fi îndreptățit și ești mântuit și trebuie să înțelegi că această jertfire, această îndreptățire care a răscumpărat indiviz, a creat comunități. A creat un trup vizibil. Cum te raportezi față de acest trup vizibil? Unde aparții? Pentru cine ești tu responsabil? Și cine e responsabil pentru tine? Cine sunt mai mari care stau peste tine și vor da socoteală pentru tine? Care sunt frații tăi pentru care ești responsabil ca să-i crești în cuvânt? Nimeni? Nu știi? Nu te poți apropia de cina Domnului. Pentru că n-ai învățat să distingi, să diferențezi, să vezi ca și important și crucial jertfa Domnului Iisus Hristos manifestată în trupul local, vizibil. Este foarte ușor ca să zici: eu sunt mântuit, eu sunt pocăit, eu sunt credincios. Dar cine spune asta despre tine? Cine poate confirma lucrul acesta? Cine veghează asupra viața ta? Cine te vede și în momentele bune și în momentele rele? Și în momentele în care ești sfânt și în momentele în care trebuie să te pocăiești? Cine vede roada Duhului Sfânt în viața ta? Ce comunitate de oameni pocăiți după Scriptură pot spune despre tine: da, ăsta este copilul lui Dumnezeu? Nimeni? Despre cine poți tu spune asta? Nimeni? Nu ai ce căuta la cina Domnului dacă nu știi să distingi trupul lui Hristos. Trupul jertfit pentru iertarea păcatelor și trupul adunat la oaltă ca și biserica lui, vizibilă înaintea ochilor tăi, din care tu să faci parte ca și component, ca și mădular. 6. Cina Domnului este o oportunitate de a spori, de a practica harul și dragostea care Domnul Iisus Hristos a revărsat-o peste noi. Cina Domnului este o proclamare a unei realități perfecte, experimentate imperfect de noi. Noi proclamăm realitatea perfectă că avem o răscumpărare comună, o integrare perfectă în trupul lui Hristos.
o părtășie desăvârșită, că nu există nimic care ne separă. Suntem mădulare bine închegate, spune Apostolul Pavel. Asta este proclamarea noastră, da? Care este realitatea noastră? Realitatea nu este chiar așa de perfectă. Realitatea este că atunci când mădularele bine închegate își primesc creșterea, atunci când ne șlefuim unii pe alții, ne mai deranjăm, ne mai supărăm, ne mai greșim. Realitatea este că unitatea practică nu este chiar așa de perfectă. Cina Domnului este o ocazie și un instrument pentru unitatea bisericii. Este momentul în care ne amintim că acele mici deranjuri, că acele greșeli unii împotriva altora sunt fără consecință, în contrast cu unitatea care avem în Hristos. Este momentul în care putem spori în har și în iertare, în care putem aplica Evanghelia. Am fost iertat, fără merit. Mi s-a iertat cea mai mare datorie. Și acum eu să stau bosunflat că Paul mi-a iertat, mi-a uitat ziua de naștere. Eu am uitat-o pe lui, apropo. M-am întâlnit cu el în ziua lui de naștere și am uitat să zic la mulți ani. Da? Dar dacă el ar fi uitat-o pe mea, toată viața mea când vine aici la biserică, mă uitam la el, na. Și la asta. Nu știe că 5 noiembrie e zi națională de... Nu? Notez. Râdem. Dar nu e așa că sunt biserici în care lucruri așa de mărunte stau în mintea și în inima oamenilor, poate chiar și între noi. Bă, a uitat nu știu ce, s-a uitat nu știu cum la mine, a trecut în trafic pe lângă mine și nici nu m-a salutat, fratele. Asta câteodată este realitatea, din păcate. Și venim și proclamăm altceva. Venim și proclamăm că suntem uniți, perfect, desăvârșit. Cina Domnului este o ocazie nu doar să proclamăm o unitate perfectă, ci să practicăm o unitate perfectă. Să venim și să spunem, uite, Paul, iartă-mă. Am avut multe în gând. Știi că te iubesc, știi că te prețuiesc. La mulți ani, da? Să îi spun, uite frate, iartă-mă dacă nu te-am văzut în trafic. Sau iartă-mă dacă am vorbit urât cu tine. Iartă-mă dacă nu am fost pentru tine ce trebuia să fiu. Un frate. Un mădular în trupul lui Hristos. Realitatea este aceasta. Într-o zi, unitatea câștigată, perfecțiunea câștigată de Domnul Iisus Hristos va fi realizată. În momentul în care vom fi glorificați. Cina Domnului este o amintire despre acest lucru și o ocazie ca să o punem în practică acum. Să gustăm acea bucurie mai mult acum. Să practicăm iertarea, harul, dragostea acum. Și postamentul, temelia pe care o putem face, și anume jertfa Domnului Iisus Hristos, ne dă toată motivația necesară ca să iertăm, ca să iubim, ca să îngăduim. Pentru că am fost iertați. Pentru că am fost iubiți fără merit. Pentru că s-a plătit cel mai mare preț pentru noi și ni s-a iertat cea mai mare datorie. 7. Și ultima. Cina Domnului este un instrument al harului pentru a persevera. Un instrument al harului pentru a persevera. Scriptura ne spune că apoi a luat un pahar, a adus mulțumiri și a zis, luați-l și împărțiți-l între voi. Căci vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Cina Domnului ne ațintește ochii spre consumarea legământului. Ne ațintește ochii spre faptul că ceea ce Hristos a făcut la cruce garantează ceea ce se va întâmpla la finalul istoriei. Faptul că Hristos este biruitor peste moarte, peste păcat, garantează că la finalul zilelor cei morți vor învia și El va domni. Cei care sunt răscumpărați vor fi iertați prin jertfa Lui și vor sta în prezența Lui pentru veșnicie, iar cei care nu au păcatele iertate prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos vor fi condamnați și pedepsiți în chinul cel veșnic, în iad. Cum vei face față la problemele acestei vieți? Cum vei face față la încercările acestei vieți? Cum vei face față la tentațiile acestei vieți? Având ochii ațintiți spre finalul istoriei, spre consumarea legământului, spre ceea ce Hristos a câștigat pe cruce. Împărăția lui Hristos vine. Împărăția lui Hristos este sigură. Domnirea Domnului nostru Iisus Hristos peste întreaga creație este garantată. Cina Domnului ne amintește din nou și din nou și din nou că acest lucru este sigur. Privind la aceste elemente,
Ne amintim de jertfa supremă, de prețul deosebit de mare care a fost plătit, care garantează această realitate. Garantează că viața noastră este sigură în mâinile Lui. Că viața noastră este certă în mâinile Dumnezeului nostru. Cum știm asta? Pentru că după ce Domnul nostru Iisus Hristos a plătit acest mare preț, după ce a plătit cu prețul vieții Lui, El nu a rămas în mormânt. Dimineața, fratele Andrei ne-a arătat felul în care am văzut din Scripturi că avem o mărturie despre o jertfă primită. Dumnezeu a mărturisit verbal. Jertfa aceasta este plăcută. Știți ce s-a întâmplat când Domnul Iisus Hristos a fost înviat din morți? Dumnezeu a mărturisit în fața întregului univers că jertfa Domnului Iisus Hristos a fost acceptată. Apostolul Pavel ne învață că pentru că Domnul nostru Iisus Hristos nu doar că a murit, dar a înviat, avem certitudinea iertării. Dacă El ar fi încă mort, n-am avea nicio certitudine. Simbolurile acestea n-ar însemna nimic. Câți oameni au murit? Chiar pe cruce. Ceea ce îl face pe Domnul nostru Iisus Hristos deosebit este că El este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele celor care se încred în El și a înviat arătând că jertfa Lui ispășitoare a fost acceptată de Tatăl. Și asta ne dă toată speranța că toate promisiunile Lui se vor împlini. Că împărăția Lui va veni și că noi vom sta alături de El o veșnicie. Este acest instrument minunat al Harului care ne ajută să perseverăm. De fiecare dată când simțim că nu mai putem, ne ațintim ochii la cruce. Ne ațintim ochii la Hristos și spunem oricât de greu ar fi, oricât de multă suferință, oricât de multe încercări, știu că împărăția Lui vine. Știu că El a plătit un preț pentru mine. Știu că jertfa Lui pentru mine a fost acceptată de Tatăl. Și știu că viața mea este sigură în mâinile Lui. Domnul să ne ajute ca în această seară să experimentăm cu adevărat toate aceste semnificații și implicații a cinei Domnului. Să ne amintim despre Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, să proclamăm în mod public Evanghelia, să ne hrănim spiritual, să ne hrănim spiritual din jertfa Domnului Iisus Hristos, să proclamăm faptul că aparținem unui trup local, că suntem împreună mântuiți ca și frați ai Domnului Iisus Hristos, ca și mădulare în trupul Lui, să ne cercetăm, să vedem cum stăm vis-a-vis de jertfa Domnului Iisus Hristos și cum stăm vis-a-vis de biserica Lui, să sporim în har și în dragoste unii față de alții. Poate în seara asta, la părtășia frățească care o să avem, ar trebui să fie niște discuții între noi. Poate sunt frați pentru care ar trebui să să-și ceri iertare. Sau ei să-și ceară iertare față de tine. Poate sunt frați pe care nu i-ai contactat de mult timp. Și ar trebui să-și uite, frate, îmi cer iertare, nu te-am sunat de o lună. O oportunitate să sporești în har și în dragoste. Și în cele din urmă, o oportunitate ca să fii întărit pentru perseverare privind țintă la lucrarea desăvârșită, finalizată, completă a jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, care garantează mântuirea noastră, garantează învierea noastră și garantează domnia Lui peste întreaga creație, sub nou cer și nou pământ. Amin. Amin.